Efectele războiului din Ucraina se văd deja în piață. Seria de scumpiri urmează să afecteze inclusiv prețul biletelor de avion. S-a înregistrat deja o reducere a vânzărilor cu aproximativ 20-25%. Piața a reacționat instant la izbucnirea războiului. A fost o reducere a vânzărilor cu aproximativ 20-25%. Asta se vede și în datele de pe piață. Căutările care se fac pe Google legate de călătorii au scăzut și ele cu 30%. Și este normal să se întâmple asta pentru că impactul emoțional este unul foarte mare. Cred că o să vedem o scădere până în momentul în care conflictul militar se va încheia. Tocmai începusem să vedem o revenire a cererii de călătorii, dar iată că acest eveniment ne dă iar în spate de data aceasta pe toți. În acest context s-au scumpit și biletele de avion foarte mult. Da, chiar ieri am venit cu avionul de la Londra și s-a scumpit. S-a scumpit. Cât de dați înainte? Păi am dat pentru că eu am avut pe cineva care mi l-a luat prin telefon, prin online și tot așa a fost. Dar s-a scumpit, am auzit că s-a scumpit uh, față de... Deci ca și cum l-ar lua la, la liber, sau cum se spune. S-a scumpit absolut tot. Pentru că în momentul când se scumpește energia, energia sau combustibilul, în mod inevitabil se scumpesc toate. Toate în mod indirect sau, cum să spun, direct, se scumpesc toate, se leagă una de alta, lanțul slăbiciunilor. n ar mai trebui să plecăm deocamdată, A trebuit să mai stăm pe loc. Dar eu știu acum, eu nu merg cu... Nu... Deci nu vă folos. afectează direct acest Nu, nu, pe mine nu, nici familia deocamdată. Pentru 2022, până la declanșarea conflictului militar în Ucraina, estimările acestuia indicau un nivel similar celui din anul 2019 în ceea ce privește cererea de călătorii. Costurile directe pe care le au companiile aeriene cu combustibilul o să se reflecte în tarifele biletelor de avion. Nu se vede încă o creștere majoră, deoarece companiile au încercat să stimuleze această revenire a cererii și cred că au făcut-o până în primăvară. Acum rămâne de văzut dacă o să se încorporeze aceste costuri crescute cu combustibilul și alte costuri adiacente în tarifele biletelor.